În această imagine fotografică este surprins un moment deosebit de important din viața obștei artistice goimărene, și anume în anul de grație 1989, pe la începutul anului, datorită unui proiect inițiat de către Uniunea Artiștilor Plastici din România, început cu câțiva ani înainte, se organiza la București expoziții ale filialelor teritoriale în sala care era pe atunci regina sălilor de expoziții din țară, respectiv sala Dales. Sigur că sala Dales era în buricul târgului în București, era formată din mai multe săli, de fapt. Și în acel moment de grație al anului 1989, ne-a venit și nouă, goimărenilor, rândul să organizăm această mare expoziție a filialei goimărene la București. Aici un rol important l-a avut și Ilie Cămărășan, care atunci era președintele filialei, și bineînțeles au pus, sigur, umărul și cei din Atelier 35. Îl vedem aici pe Tiberiu Alexa, în partea dreaptă, care era un personaj activ în Atelier 35. El aici având împlinise 35 de ani, adică încă nu îi împlinise, dar era pe 35 de ani. Iacătă și tânăra generație era prezentă la această manifestare, o manifestare expozițională care pentru noi a fost una de mare anvergură. Să nu uităm că în această expoziție au fost expuse peste 300 de lucrări de la artiști băimăreni, inclusiv de la cei tineri care atunci erau în plină afirmare, și aici iarăși fac referire la artiștii membri al Atelierului 35, care în acel an, sigur că au dovedit mult curaj în a-și promova pe prima sală artistică a țării creații de, să zic așa, într-un fel, avangardă și cu mult curaj expuse la București, lucruri care astăzi deja par clasice, astăzi deja prin trecerea timpului s-au clasicizat, dar atunci, la acel nivel, pot să spun, fiind și eu prezent la vernisaj, că ne-am bucurat de un mare succes în rândul publicului bucureștean, în rândul artiștilor din București, în rândul celor care iubesc arta, care ne-au felicitat și ne-au apreciat prin valoarea lucrărilor expuse la acea vreme în sălile Dales de la București. Deci, un eveniment important în viața filialei noastre a Uniunii Artiștilor Plastici, un eveniment care marchează istoria, de fapt, un moment al istoriei acestui centru artistic Baia Mare, care, sigur, ne bucură, iată, să îl revedem prin aceste imagini și să trăim cu oarecare nostalgie acel moment de glorie al începutului de an 1989.